dor de tine când vii acasă. Fată, nu mai recunosc pe-al meu, nu știu ce să mă mai fac. Aoleu, păi ce s-a întâmplat? Te-a înșelat? Nu, fată, mai rău, s-a schimbat. Dintr-o dată e mai atent, îmi cumpără flori, îmi cumpără dulciuri. Păi și care e problema? Altele și-ar dori să fie în locul tău. Nu știu, fată, nu pot să mă obișnuiesc cu atâta bine. Parcă aș vrea să ne mai certăm și noi un pic. N-am motiv să mă iau de el. Hai mă, fată, cum să vrei să vă certați? Uite, fată, îți mai dau un exemplu. Săptămâna trecută am fost la munte. A plătit el tot, mi-a cumpărat șampanie, ciocolată. Înainte plăteam eu, cumpăram eu ce voiam. Acum parcă nu mai sunt stăpână pe situație. Coață, ție îți lipsește să faci pe șefa. Exact, vreau să mă impun, vreau scandal. Ce atâta liniște? Fată, cred că am o idee. Dragoș! Da? Fiți atenți, vreau să faceți o poză împreună. Imediat vă rezolv. Ok. Așa, stați și voi mai apropiați. Iubi, pune și tu mâna ca lumea pe ea, să pare că sunteți împreună. Tot eu să vă învăț, Doamne. Hai să vedem pe care o alegem. Cred că asta e bună. Și acum ce facem? Acum eu trimit iubitului tău și îi spui că ai ieșit în oraș. Ok. Gata, i-am trimis-o. Bine, fetelor, dacă cumva mai aveți nevoie de un sex simbol așa ca mine, eu vă ajut oricând, da? Mă chemați. Mersi, Iubi. Fata a răspuns. Și? Mi-a zis distracție plăcută și mi-a trimis și bani să-mi iau ceva de mâncare și extra. Mi-a luat și o cameră la hotel, căci că să nu mai stau eu să mă chinui după să caut. Vezi și tu cu ce trăiesc, că nu mai poți, încă nebunesc. Sper că al meu să nu fie niciodată așa.